hands-on review țăruș cu Porsche. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Bogdan și aici în spate avem un Porsche. După cum vedeți în ultima vreme când vine vorba de Porsche, eu mă ocup de el până se întoarce Silviu acasă, așa că astăzi o să ducem acasă. Bările sunt vopsite, suntem aici la competiție. Mașina este în perfectă stare acum, este doar puțin murdară și o să o spălăm. Iar aici în spate avem un Wing de GT3 RS de la K-Line Innovation. Aici avem un pattern de tablă de șah, chessboard, parcă se numește. Și nu în ultimul rând, aceste jante forjate. Și să dăm și un startup. Trebuie să mergem neapărat să o alimentăm, fiindcă mai avem range 26 de km. Deci n-am mers nici, cred că nici 2 km. Suntem undeva pe Maniu și cred că deja m-au claxonat și filmat vreo 5 mașini, 5-6 oameni. Ceea ce e super mișto ca feeling. O să fiu modest și o să zic că și pe mi se mai întâmplă câteodată cu 60, dar nu la fel de des cum se întâmplă într-un Porsche. Așa că astăzi o să fie un fel de, cum să zic, hands-on review țăruș cu Porsche, știi? Țărănuș cu Porsche. Dar țineți minte, e o diferență între a fi țăran și a fi de la țară. Mergem să spălăm mașina, mergem la Northwash, acolo la prietenii noștri, lângă anvelope.ro. Fiindcă eu ar fi trebuit să iau mașina ieri, am fost anunțat cam târziu și nu am mai luat-o ieri. Și de ieri până astăzi au căzut așa câțiva strop și a făcut-o praf. Așa că acum trebuie să merg să o spăl înainte să o filmez. Am alimentat-o și altceva nu știu ce să vă spun. Îmi place că e foarte stiff. E foarte tare ca mașină, adică nu știu, ca prima impresie, nu e bine, nu e prima oară când o conduc, dar ca prima impresie îmi aduce aminte de copilărie când mergeam la karting. E fix ca un kart, într-adevăr, da, avem articulații, avem amortizoare, dar tot ca un kart se simte. Și acum e pe sport, nu pe track, și există doar sport și track la șasiu. Iar drive mode-ul este normal. Nu o să mă avânt să fac vreo schemă, să o bag în toate modurile posibile, pentru că nu este mașina mea și cum nu este mașina mea, nu o să fac tâmpenii cu ea. E mai ok așa pentru toată lumea. Eu nu risc să bag în servis o mașină proaspăt scoasă din servis. Proprietarul nu mă blesteamă și îmi cere daune. Ceea ce mi se pare ok și corect. Am ajuns și la Northwash, mașina în spate, e deja la spălat. Și după o să mergem să tragem niște cadre cu ea, să vă arăt cum arată wing-ul pe ea, cum arată cu jantele astea, fiindcă data trecută nu am făcut un cinematic, pentru că nu era nici vremea de așa natură. Astăzi e un pic mai însorit și ne ajută puțin treaba asta. Și cam atât pentru acum. Gata, am ajuns și la locație. Acum avem mașina aici în spate, am găsit un background destul de ok. O să... eu să-mi fac setup-ul, să-mi instalez camera, stabilizatorul, toate cele. Îi dăm numărul jos și ne apucăm de treabă. Cam atât am putut să filmez pentru că a venit un domn de la bază să mă anunțe că filmatul este strict interzis și na, nu pot să condamn oamenii. Eu când am intrat le-am zis că vin să fac câteva poze și am stat un pic, am stat cam o oră, nu am tras pe cât de multe cadre mi-aș fi dorit eu pentru că a trebuit să fac și poze. Cred că e de ajuns pentru vlogul ăsta, oricum o să tragem mult mai multe cadre și mai interesante când o să vină și Silviu acasă și o să putem să ieșim să facem rolling shots. Așadar,
după cum spunea și după cum vorbeam legat de oile noastre, mașina e gata. Acum nu mă întrebați pe mine și nu știu să vă spun alte detalii despre ea, pentru că am văzut că e deja un obicei ca lumea să încerce să mă întrebe pe mine chestii la care Silviu nu răspunde și automat nici nu o să vă răspund, pentru că există un nivel de confidențialitate între ce se întâmplă în spatele camerei și ce se întâmplă în fața camerei, deci nu o să scoateți nimic în plus de la mine față de ce scoateți la el. Așa că planuri pe viitor cu mașina asta nu știu. De fapt, sincer vă spun, nici eu nu știu ce planuri sunt, pentru că nici mie nu mi-a spus, nu am discutat despre lucrurile astea, fiindcă nu despre asta discutăm în general. Ca idee și ca hands-on review, așa, experiență la prima mână, nu, de fapt nu prima mână, că nu e prima oară că merg cu ea. Da, și poate fi mai tare decât un GT3, cred că doar un GT3 RS. Dar avem măcar wing-ul de GT3 RS. E foarte plăcut, iarăși feeling-ul ăsta de aspirat. Am mers 8 ani de zile cu un aspirator 6 cilindri, deci nu era oarecum dor de o senzație asemănătoare, doar că asta e dusă la superlativ. Throttle response-ul este exact cum îl are un aspirat, pentru că în primul rând e Porsche și în al doilea rând e un track tool. Și în ultimul rând, felul în care se manevrează, handling-ul. Eu sincer nu m-aș mai da jos din ea, adică aș adormi aici. Dar mai am și altă treabă, mai trebuie să mai ajung și în alte părți. Legat de datul afară din locație și că nu aveți voie să filmați aici și așa mai departe, e un lucru cu care sunt destul de obișnuit aici, dar acum că am fost și în state și acolo ca referință aici, în 8 din 10 locații vine gardianul să te dea afară, acolo în 1-2 din 10 locații vine cineva să zică că n-ai voie. Și asta poate pentru că e ceva chiar, nu știu, important, confidențial, mai știu eu. Aici, unde am fost? Într-un complex rezidențial care inițial gardianul m-a lăsat, că i-am zis că fac poze. Deci nu știu care ar fi legătura și de ce s-a întâmplat așa. Dar nu sunt eu în măsură să judec pe nimeni. Omul își face treaba, așa i s-a zis de sus. Nu am nimic de împărțit cu el. În fine, nu sunt aici să îmi dau cu părerea despre politicile companiilor din România sau din orice altă țară pe canalul Silviu. Mai avem un pic și ajungem acasă. Parcăm mașina și o lăsăm până când vine el. O lăsăm în pace. Acum, de ce să vă mint, era păcat să nu facem și un soundcheck dacă tot am apucat să mergem cu mașina. E prea mișto. Sunt îndrăgostit, aș putea spune. Așadar, mașina e acasă. Deci, dacă aveți nevoie să livrați mașini, supercaruri sau sport în general, apelați la Bogdan. Vă rezolv, fără nicio problemă, prețuri bune. Am luat numărul, îl băgăm în mașină, să nu-l fure careva. Și nu prea mă mai pricep la ending-uri, că n-am mai făcut vlog de mult, dar asta ar fi cu vlogul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe clopoțel, să dați like, subscribe, toate cele. Și până data viitoare, toate cele bune!